În această perioadă, alimentarea cu apă potabilă se face cu program în 6 localități din județul Hunedoara. Anunțul vine din partea APAPROD, așadar locuitorii din Dobra, Stretea, Lăpușnic, Brâznic, Săcămaș și Ilia au apă la robinete numai în intervalul orar 4-24. Motivul furnizării cu program este reprezentat de reducerea debitelor de apă de la sursa de apă Băniu Roșcani.